Aurel a crescut porcul în propria sa gospodărie și spune că fetița sa, de doar 3 ani și jumătate, l-a făcut să doneze animalul copiilor din centrul social. Micuța a spus într-o zi că vrea să dea dulciurile și fructele primite de la Moș Nicolae altor copii. Atunci tatăl ei s-a gândit să le ofere o masă bogată de sărbători copiilor instituționalizați. Și am zis să aduc să-i fac fericiți, le-am adus un porc. Nu sunt crescător de porci, am vrut să fac un gest frumos. Pe ei, săraci, a zis că n-a văzut până acum porc tăiat. Dar păcat că nu e zăpadă, păcat că nu e cum e de Crăciun. Este un gest de mare, mare omenie și mulțumim pentru gestul ăsta. Și copiii cred că sunt foarte mulțumiți, foarte bucuroși, nu au avut parte până acum de așa ceva. Curioși, cei 60 de copii au dat în coare în jurul porcului pentru a vedea cum ghiță se transformă în friptură în mâinile măcerarului care l-a tranșat. Pentru mulți dintre ei, această experiență este una inedită, pentru că nu au avut norocul să se bucure de tradiție alături de familie. Omor pe porc! Hai, Dagioară! E bupă! Are bufă! Ce frică? Altora le amintește de oamenii dragi. Ai mai fost la tăiatul porcului până acum? Da, am fost, am participat și la asistent maternal. Este frumos, adică și este o sărbătoare de reuniune și îmi place când văd oameni fericiți și bucuroși și oameni care vor să ajute la rândul lor pe alți copii. Este chiar foarte frumos. Îmi amintește și de alte sărbători, de Paște, de Crăciun, tot așa când tăiam porcul, când ne simțeam bine împreună. De familie? Da, de familie, este frumos. Ai fost la tăiatul porcului până acum? Da, în copilărie. Unde? La asistenții maternali, înainte de asistenții maternali ultimii la care am fost. Ai fost la mai multe familii. Da, exact. Și cum era atunci? Cum este în copilărie, nu știm de griji, nu știm de grija zilei de mâine, nu știm... Adică suntem copii și atât, ne bucurăm de moment, ne bucurăm de... Iar momentul acesta, când tăiați porcul aici împreună, ți-amintește de clipele frumoase petrecute în familie? Da, dar pot să zic că sunt mult mai frumoase. Ne simțim ca într-o familie. De momentele petrecute în familie și-a amintit și Lucian, un tânăr de 19 ani. Spune că a învățat ce trebuie să facă la tăiatul porcului de la bunicii lui din comuna Voinești. Îi numește bunici pe cei care l-au crescut în calitate de asistenți maternali. După ce s-au pensionat, băiatul a ajuns în casa de tip familial, însă a păstrat legătura cu cei care au oferit ceea ce îi lipsea, afecțiune, casă și masă, pe scurt, o familie. Acum a fost ajutor de nădejde pentru măcelar la spălatul și ciobănitul porcului. Vedem că îți place să faci treaba. Foarte mult. De ce te amintești acest moment cu tăiatul porcului? Te amintești cu cei dragi. De acasă? Da. După ce au încercat șoriciul, copiii s-au adunat la pomana porcului. Zâmbetele de pe chipurile lor reprezintă cea mai mare bucurie pentru cel care și-a dorit să-i ajute pe acești copii năpăstuiți de soartă. Să fie fericiți, să fie sănătoși, un an bun și să crească frumos și mari.